Așa, mă. Băi, băi, cât am căutat. Cât am căutat, ce lovitură. Salut, prieteni! Azi fac o partidă de spinning la Șalău. Încerc și puțin la somn, acum că am venit. Aici, vă amintiți locul, am mai prins niște strapi într-o partidă trecută, mi-a dat un somn mai mare, mi-a rupt pe acolo într-o agățătură. Bun, tocmai ce am ajuns, o să pescuesc puțin, o să arunc un jig, o să pescuesc cu lanseta de somn, cine știe, poate e vreun somn aici. Am venit pentru Șalău, să vedem ce o să iasă azi. Eu vă doresc vizionare plăcută și mă apuc de treabă. Începem. Cine știe, poate e vreun somn aici. Barajul nu curge acum. Aici tot timpul îl opresc, îl reglează ei nivelul. Acum nu curge. De obicei când e așa nu prea e bine. Data trecută eu am prins pești activi și ale ei erau activi. Bine. Somnic, am văzut somn la suprafață data trecută. Plus că mi-a dat unul. Acum, știți că fiecare zi pe apă e diferită. Sper să reușesc să prind și azi ceva. Nu mă aștept la miracole, dar ceva. Să vedem. M-am apropiat aici. Încă nu curge. Acum o să pescuiesc în partea asta. Sperăm că dăm de pești. Sperăm, sperăm. Gunoi aici. Bun, prieteni. O să mă mut de aici. Nu am avut tot, deci am pescuit vreo, nu știu, am vreo 3 ore jumate, aproape 4 și am avut un singur țac aici, în al doilea loc, acolo jos nimic, aici, nu știu, o să mă mut, o să mă duc în altă parte și ne vedem acolo. Sper să dau acolo de pești până de seară. Bun, ne vedem în următorul loc. Am venit aici, o să pescuiesc în partea de jos, să vedem ce iese. Sper să dau de pești în locul ăsta. Mai e un pescar acolo sus, la baraj, am văzut. Sper să dau aici de pești. Sper să dau aici de pești. Da. O să pescuiesc aici. Și dacă nu am nimic, ușor, ușor mă duc și mai sus, să vedem. Să vedem ce-mi rezervă azi ziua. Aici o să pescuiesc după avat, deci partida mi s-a transformat într-una după avat. Eu am venit inițial să prind șalăi și uite că se transformă într-o partidă de spinning la avat. Bine, nu e și aici, putem să prindem și șalăi și somn, dar aici când vin în locul ăsta parcă mă aștept mai mult la avați. Trebuie să folosim și ochelarii. Poate prindem un avat frumos. O să încep un pic cu trilul acum. Nu am nimic, îl schimb. Ah, am avut. A treia lansare am avut. Bun. Superb, băieți, superb. Deja încep să am emoții. Dacă am avut la a treia lansare, hai, acolo, în mal. O să schimb acum. O să dau cu cicada. Da! Băi, și am avut, mă. Incredibil, am avut acolo pe cădere. S-a dat și ăsta peste cap, sigur s-a prins în fir. Deci am avut pe cădere. Deci, uite cum s-a prins din ăla. Am simțit bau! Acolo, ia să mai insist eu acolo. A, am lansat la mama naibă, mult mai jos. E bun. 3 atacuri, bun. Bine că am venit aici, măcar am avut 3 atacuri. Sunt pești aici, sunt avați. Sunt avați aici. Hai să prindem, să scot eu ceva la poză. Așa, mă, Băi, băi, cât am căutat! Cât am căutat! Ce lovitură! Ce lovitură! Ce lovitură! E mic. Se vede la Thrill. E mic. E mic, dar m-a salvat de gherlă. Bun. O poză și eliberare. S-a dus. S-a dus. Bun, prieteni, peste vreo 10 minute, 15 se întunecă. O să-mi strâng și eu bagajul și o să plec către casă. A ieșit decât avatul ăsta la poză. Partida inițială, în primul loc, eu am venit cu gândul să prind șalău, poate un somnic, și am ajuns să pescuiesc după avat. Vine iarna și începe să fie dificil câteodată în anumite partide. Eu îți mulțumesc frumos pentru vizionare, o să te rog să dai o abonare, să apeși pe clopoțel, ne auzim în comentarii și hai cu mine la pescuit!